Pământesc, Zici zice puternic, Domnul, Ionel. și cel mai împietrit își va întoarce fața înspre mine, zice Domnul, pentru că venirea mea e aproape și vreau să culeg. Da, zice Domnul, ce-am semănat. Iată, de aceea vă științesc că la granițele țării, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, să află oștire cerească, zice Domnul. Și iată, la sunetul trâmbiței va intra peste poporul român. Da, zice Domnul, cu puternicire de la mine, zice Domnul. Sabia va tăia, zice Domnul, și nodrasla de la sân, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Va tăia, zice Domnul, și în tată și în mamă, zice Domnul, și în cel tânăr și în cel bătrân. Vor curge lacrimi pe obraz, zice Domnul, vor fi gemite și bocete. Își vor căuta morți și nu-i vor găsi nici măcar să-i îngrope, zice Domnul. Pentru că eu sunt stăpân în cer și pe pământ, iată vă vorbesc, zice Domnul. Că am văzut cu sinceritatea voastră cu care ați venit înaintea mea în această seară unii dintre voi și v-ați căit înaintea mea, zice Domnul. Iată, alții s-au mărturisit, de aceea am coborât în mijlocul tău, poporule, să te înștiințez. Vorbește într-o vreme ca aceasta și nu tăcea, zice Domnul. Vremea e grea și va fi și mai grea, zice Domnul, pentru că lucrurile vor lua o întorsătură urâtă, zice Domnul, în scurtă vreme. Iată, voi întoarce pământul cu sus în jos, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Și nu mulți vor fi cei ce vor putea privi aceste grozăvii și aceste lucruri, zice Domnul. De aceea ce științesc, poporule, în zberenie și umilință să vin înaintea mea, zice Domnul, pentru cine și casa ta. Cu trizele de post, zice Domnul, Duhul Sfânt. Și vei vedea în acele vremuri cum te voi păzi și te voi ocroci, zice Domnul. Că-și voi lăsa îngeri sfinți, 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 zice Domnul, la ușile corturilor care vor, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Mâzgăli număr în numele meu, zice Domnul, cu sângele mielului pe ușa voastră, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Și veți fi păziți și ocrotiți, zice Domnul. Iată, eu stau din cer și primesc, zice Domnul. Și tot ce se întâmplă, zice Domnul, îi dă la mine cu voia mea și prin puterea Tatălui. Amin.